Bună dimineața, viață! Uite că după 2 săptămâni de drum și 11.000 de kilometri parcurs cu mașina, am ajuns de la Cluj la Vladivostok, prin Siberia. Suntem la marginea lumii, la capătul Asiei. Intrarea aici, în orașul ăsta, a fost triumfală. Vă las să o vedeți! Vladivostokul e îmbrățișat de Marea Japoniei, care scaldă capătul de est al Asiei. Și acolo, pe plaja mării, după o așa lungă călătorie, am găsit în mine ceva ce habar n-aveam că există. Gândindu-mă la tot drumul pe care l-am făcut, mi-am dat seama cât sunt și cât am fost de ignorant. Ignorant în ceea ce privește Siberia. M-am gândit că pe șoseaua asta transiberiană, foarte greu o să găsim oameni și dacă o să-i găsim, ei o să trăiască în colibe de lemn îmbrăcați în piei de animal. Toată șoseaua pe care am venit era asfaltată. Din loc în loc mai erau petece unde drumul era stricat, dar oamenii lucrau la ele. Și din loc în loc, cei drept, la o distanță destul de mare, de sute de kilometri, ne întâlneam cu orașe. Orașe impresionante. Cu o infrastructură pe care greu o regăsești în Europa. La noi în țară nici nu mai vorbesc. Aveau mall-uri imense, în care oamenii patinau pe patinoare artificiale, noduri de străzi și autostrăzi suprapuse și zgârie nori. Uneori aveam impresia că sunt în Statele Unite ale Americii. Chiar dacă majoritatea orașelor păreau mult mai dezvoltate decât orice alt oraș la noi din țară, aveau și ei, ca și noi, statui cu Ștefan cel Mare și cu mama lui Ștefan cel Mare. Satele erau modeste, dar aveau în ele o trăinicie a lor. De la Urali și până la Vladivostok, fiecare căsuță de lemn avea ferestrele ei înspre stradă, brodate frumos pe margine și majoritatea dintre ele vopsite cu alb și cu albastru, ca și căsuțele lipovenilor din delta Dunării. Marile orașe erau așezate pe malul râurilor, a unor râuri mult mai mari decât Dunărea, peste care treceau poduri cum rar am mai văzut. Totul a culminat cu podurile din Vladivostok, care se vrea un fel de al doilea Constantinopol, al celui de al doilea Bizanț. Evident că nu toate podurile erau la fel de mari. Au trebuit să fie unele care să facă din expediția noastră o aventură. Și ele, la fel, poduri cum n-am crezut că pot să mai existe pe lumea asta. La Vladivostok am fost să vizităm universitatea. Este cea mai mare universitate din Rusia și are unul dintre cele mai mari campusuri din lume. Ce vedeți acolo în fundal sunt hoteluri și cămine pentru studenți. Ne-am întâlnit cu reprezentanții universității și am discutat despre posibilă semnarea unor acorduri interuniversitare și a unor programe Erasmus+, ca să facem schimb de studenți și de profesori, pe care am convenit de ambele părți că o să-i trimite de la universitate la alta cu mașină. Asta o să fie testul pe care trebuie să-l treacă. Trebuie să vă mai mărturisesc ceva. Ca orice prost care se bucură când găsește unul mai prost ca el, m-am simțit și eu confortabil când mi-am dat seama că unul dintre profii la universitate nu știa că există o șosea transiberiană. Credea că de la Moscova la Vladivostok poți să ajungi fie cu trenul, fie cu avionul, dar nici de cum pe șosea. În fine, universitatea asta are ceva unic. Are o plajă a ei. În mijlocul campusului se găsește o plajă, unde studenții, în pauză sau în weekend, pot să coboare din cămin și să stea la soare, ori să se scalde în Marea Japoniei.
Cam asta a fost întâlnirea noastră cu orașul. De aici plecăm, în pădurile din jur, ca să căutăm tigrii și leopardi. Până atunci rămâneți cu mine și cu bine. V-am pupat!